doamnelor și domnilor, cel mai haios concurs de televiziune începe acum. Să vină Cabral! Bună seara și bine v-am găsit la Ce spun românii! Dragilor, de când am început emisiunea asta, aflu foarte multe lucruri noi. De exemplu, am întrebat 100 de români cum îți dai seama dacă te înșală nevastă. Și a fost un român care ne-a explicat foarte clar cum află el. O duce pe nevastă la blocul celui pe care îl suspectează că ar fi amantul ei și dacă se leagă telefonul ei la Wi-Fi, e clar, îl înșală. Deci e clar. În seara asta avem încă o serie de întrebări puse aceleia sute de români. Și avem foarte multe răspunsuri, toate zăpăcite. Doamnelor și domnilor, două familii frumoase se vor înfrunta și în această seară pentru premiile în bani, evident, dar mai ales pentru premiul cel mare, o mașină de familie cel puțin spectaculoasă. Și haideți acum să cunoaștem familiile. În stânga mea, familia Istrate! Deja îi știți, toți patru zâmbitori, toți patru puși pe șotii. Alexa este capitanul lor. Eu sunt. Bună, Alexa. Bună. Ce faci? Bine. Data trecută purtai omul la ureche, acum îl porți pe piept. Da, și data viitoare îl voi purta, ne mai gândim. Ne mai gândim. În cap. Da. Te rog frumos să ne prezinți echipa ta. Echipa mea. Mama Daniela, fratele meu Mihail și verișorul nostru Adi. Salut, Adi. Salut, Abra. În partea cealaltă, doamnelor și domnilor, familia Moisei! Ciprian, am înțeles că are o fixație și îi plac foarte mult mâncărurile grase. Sau nu să zicem că gust poție și din alea. Așa, la fel și eu, tot timpul gust. Constant gust ca în toate porțiile care sunt disponibile. Ciprian, te rog frumos să ne prezinți echipa ta. Eu sunt Ciprian. Și am venit cu Georgiana, fina mea. Bună. Cătălin, finu. Și Codrin, fratele meu, mai mic. Dragilor, baftă. Baftă, baftă, baftă. Și baftă, 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 baftă. Începem cu prima întrebare. Alexa și Ciprian, haideți în față. Să vedem câte răspunsuri avem. 8 răspunsuri, o rundă de jucat. Am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Ciprian. Periuța de dinți. Periuța de dinți. Să vedem ce spun românii. Periuța de dinți, foarte bine! Răspunsul favorit, ai fost rapidă, dar a fost o microsecundă. Stai. Stai. Jucați sau pasați? Ah, da, corect. S-a făcut, jucăm. Joacă. Perfect. Hai să joacă. Georgian, am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Pasta de dinți. Pasta de dinți. Că dacă periuța a fost... Trebuie. Foarte bine, pasta de dinți. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Apa de gură. Apa, uite, ce s-a stricat, este, ce să ne mai facem. Să vedem ce spun românii. Oh, nu la apa de gură s-au gândit. Codrin, am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Săpunul. Săpunul. Just. Să vedem ce spun românii. Săpun! Foarte bine! Foarte bine! Până acum a jucat excelent. Bine, mă rog, cu excepție. Am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Aș merge pe oglindă. Oglindă. Ne mai și uităm cum ne spălăm pe dinți. Ce, Alexa? Ne uităm. Ne uităm, nu? Ce frumos suntem când ne spălăm pe dinți. Da, mai puțin. Să vedem ce spun românii.
Oglindă! Foarte bine! Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Suportul de periuțe. Și de pastă de dinți. Păi, nu le punem în suport? Nu știu, că la mine le-am prins, nu știu, cu ișoară. Am pus între tăcile de faianță. Trebuie să încerci și eu acasă. Să vedem ce spun românii! Nu, nu asta. Familia Istrate, aveți șansa să le furați întrebarea dacă ei mai dau încă un X. Fără X. X is bad. X is câh. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Aparatul de ras. Aparatul de ras. Foarte bine! Foarte bine jucat! Codrin, am întrebat 100 de români. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Am o întrebare. Săpunieră? Merge dacă am spus să pun? Nu. Da. Săpunieră. Bordul este locul acela în care avem toate întrebările, toate răspunsurile la care noi am găsit sau nu am găsit. Acolo, dacă te uiți... Este. Există. Este acolo. Deci, din păcate, ascultă chestia asta acum. Merg atenți acum către familia Istrate. Adi. Pieptăn. Mihai. Perie de păr. Scuză-mă, băieți. Ce să... Daniela? Periuță de unghii. Periuța de unghii. Bun, nu te grăbi. Nu te grăbi. E timp. E timp. Sunt multe chestii. Sunt multe chestii. Ce obiecte țin oamenii pe sau deasupra chiuvetei din baie? Alexa? Pieptăn. 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 Bine, nu dacă e chiuveta mea. Deși poate ai și tu pentru un safir. Da, acum că ați venit la mine, intrați, spălați-vă pe dinți, pieptănați-vă. Dă să vă tai și unghiile dacă tot sunt. Să vedem ce spun românii. Nu, nu pieptăn și câștigă prima rundă familia Moisei. Bun. Haideți să vedem răspunsul cu numărul 8. Deodorant. Care să nu facă puf puf la nas. Răspunsul cu numărul 7. Spumă de ras. Păi dacă avem aparatul de ras. Nu? Oui, avec les spumes. În savonieră. Răspunsul cu numărul 4. Cu toate că unii nebuni țin parfumul în frigider. Că se menține mai bine. Unii nebuni. Așa am auzit. Nu m-a ajutat la nimic, dar mi se pare foarte mișto că parcă în sfârșit. Să furăm ideea atunci, dacă... Vedeți ce se întâmplă. Doar să nu încep să dai cu parfum peste... Daniela, hai în față. Georgiana, hai și tu. Să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 8 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Avansați înainte. Să vedem ce spun românii. Avanse! Te ascult? Este ocupat? Este ocupat? Să vedem ce spun românii. Nu! Spune-mi, jucați sau pasați? Pasăm. Pasați. Eram sigură. Pasează. Hai să jucăm. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Dă-te la o parte. Da, mie îmi place că ești pe politicos. Da. Am putea să o asimilăm cu mișcă. Da, da. Sau marș. Sau așa. Direct, ce mai folosim alte cuvinte? Sau lip, ca să nu-mi vorba aia pierdem timpul degeaba. Să vedem ce spun românii. Lip! Oh, bravo!
Foarte bine, Cătălin. Bravo. Foarte bine. Codrin, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Scuze. Scuze. Scuze, scuză. Scuze. Frumos, Codrin. Elegant. Așa nu ca alții. Trebuie. Să nu dăm nume. Se dau... Pardon, mă scuzați. Foarte bine, Codrin. Foarte bine. Ciprian, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Cred că aș putea spune, ai bilet? Se mai întreabă unii pe alții. Ai urcat, dar tu ai bilet? Eu am, tu ai, ei n-au și așa mai departe. Mișto conjugare. Da? Să vedem ce spun românii. Foarte bine, foarte bine. Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Coborâs la următoarea. Coborâs la următoarea. I-aș fi zis la prima. Prima, următoarea. Iată! Foarte bine! Foarte bine! Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Vreți să luați loc? Nu, era vorba de expresiile folosite foarte des. Și mijloacele de transport în comun din România. Și aceasta poate fi o expresie utilizată. Doamne, ajută să o auzim cât mai des posibil. Asta sper și eu. Dar crezi tu că e pe panou acolo? Cred că da. Și eu sper să fie acolo. Să vedem ce spun românii. Asta e. Poate peste 10 sezoane. Sper să fie peste 10 sezoane. Eu sper să fie acolo, pe cuvânt. Ne-ar ajuta pe noi toți. Cu siguranță. Codrin, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Un singur cuvânt. Liber. 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 Poți să fii mai specific. Liber la ce? Liber, e locul liber. A, locul liber. Că suna, sunteți liberi. Mergem până la capăt împreună? Mergem, mergem. Până la capătul... Nu până la capătul puterii. Așa. La ce te gândești, Codrin? Să vedem ce spun românii. Nu. Se pare că nu. Iar voi, familia Istrate, aveți dreptul să vă sfătuiți acum. Nu-mi dați X. Că mă alungați la ăilalți. Da, da. Și vă facem tot posibil. Ați muncit toată runda asta. Hai. Încă 3 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? E legată de miros, că miroase a transpirație. Și? Miroase a ceva sau miroase urât sau miroase a transpirație? Sau deschide geamă. Puteți, vă rog, să mirosiți mai încolo? Și așa, da. Aceasta o variantă, nu? Să vedem ce spun românii. Foarte bine! Foarte bine! Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Deschideți geamul? După... Deschideți geamul. Și cu ton disperat. Deschide geamul cineva? Așa. Să vedem ce spun românii. Nu, nu asta. Familia Istrate, vă ascult, Adi. Măcar 1000 de lei. Hai. 13.000. Daniela. Mulțumesc. Stai. E greu. E greu. Voi doi luați-vă pastile. Vă rog eu frumos. Depinde ce oraș. Alexa, am întrebat 100 de români. Ce expresie este folosită foarte des în mijloacele de transport în comun? Mulțumesc. Mulțumesc. Ar fi frumos. Ar fi frumos. Am mai auzit. Ar fi frumos. Am auzit. Chiar ar fi frumos să fie. Dar dacă nu e? Atâtea puncte pierdute? E trist. Da. În afară de asta. O să încep măcar 1000 de lei să-mi iau și o pâine. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu e pe panou!
Și câștigă și această rundă familia Moisei! Foarte bine jucat! Și cu puține șanse, adevărul e, dar foarte bine jucat! Hai să vedem răspunsul cu numărul 6! Și cu ton disperat, controlorii! Fugiți, oștenii mei! Și răspunsul cu numărul 2! Asta este, așa suntem noi mai exhaustivi, nu-i așa? Vă las să fiți exhaustivi, pentru că de fapt momente, pentru că luăm o pauză scurtă, apoi ne întoarcem cu două familii frumoase, așa cum ați văzut până acum, și niște întrebări și mai asputicluite. Și domnilor, cu familia Moisei și cu familia Istrate, într-o luptă de zile mari. După cum vedeți, scorul presupune din partea familiei Istrate acum faptul că ar trebui să ar fi cazul, hey, rup. Da. Hei, hei, mă bazez acum pe Mihai, dar mă bazez și pe Cătălin. Haideți pentru întrebarea cu numărul 3. Vedem câte răspunsuri avem. Ia uzi, ia. Ia uzi, ia. 8 răspunsuri. Sunteți pregătiți, domnii mei? Da. Bineînțeles. Perfect. Am întrebat 100 de români. Ce băutură fără alcool cunoașteți? Vă ascult? Sucul de portocale. Sucul de portocale? Să vedem ce spun românii. Foarte bine. Frești de fructe. Cătălin. Limonada. Limonada, să vedem ce spun românii. Limonada, foarte bine. Mai bun răspunsul decât al lui Mihai. Spune-mi. Merg mai departe. Jucați sau pasați? Bineînțeles. Jucați? Da, jucăm, da. Ci că joacă. Super. Să joace. Codrin, am întrebat 100 de români. Ce băutură fără alcool cunoașteți? Sucul de piersici. E același lucru. Eram sigur. Eram sigur. Așa, noroc? Cred că doamne, doamne. De piersici. E tot suc. E tot suc. Stai, Cătălin. Fără bătaie. Am întrebat 100 de români. Ce băutură fără alcool cunoașteți? Surprinzător, aș spune cafeaua. E o băutură. Și fără alcool? Pe care unii o consumă în viața cotidiană. Să vedem. Să vedem. Să vedem ce spun românii. Aha. Ei bine, nu. Da. Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce băutură fără alcool cunoașteți? Hola. Să vedem ce spun românii. Familia Istrate, adunarea și gândiți-vă. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce băutură fără alcool cunoașteți? Berea fără alcool. Ca să vezi situație. Da. Nu la asta s-au gândit românii. Și merg acum către familia Istrate. Da. Te ascult, Adrian. Ce ai? N-am nimic, sunt ok. Ce-am făcut? Ce? Mihai. Citronadă. Cine? Citronadă. Citronadă, mă! Că ești năsucul meu. Citronadă. Foarte simpatic. Daniela. Socată. Aoleu, ce poftă mi-ai făcut. Vai, vai, vai. Uf, ce viață grea am eu. Alexa, gândește-te bine. Păi, cred că m-am ce băutură fără alcool cunoașteți? Ceai. Bem ceai, ceai. De care? De toate. Fii creativă. Mie îmi place de tei. De că e liniștit. Ori. Să vedem ce spun românii.
ceai. Și de data asta familia Istrate reușește să fure runda și punctele. Sunt curioasă dacă era socată. Ceai. Sau citronadă. Nu v-ați gândit la ceai? Nu, ne-am. De ce nu v-ați gândit la ceai? Nu beți ceai nici când sunteți bolnavi? De mentă. Dar ce bine când ești bolnavă? Nu beau nimic, nu consum. De mere. Nici medicamente, nimic. Nimic? Nimic. Mă consumă pe mine. Da, îl consum pe mine. Ești un medicament... Am uitat spinda săracului. Bine, mă duc în partea cealaltă. Începeți cu chestii de-astea. Să vedem răspunsul cu numărul 8. Citronadă, socată... Sirop! Sirop! Da! Sirop! Sirop! Răspunsul cu numărul 7. Sifon. Socată. Socată. Iată, să-mi fie poftă și mai tare. Răspunsul cu numărul 6. Apă. Și apă plată. Nu? Da. Mai bem și apă. Nu? Da, corect. Mai trebuie și de asta. Și răspunsul cu numărul 4. Sifon. Apă. Întrebarea cu numărul 4, Adrian versus Codrin. Să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. 7 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Ascult. O țară. O țară. Să vedem ce spun românii. Bun. Drumuri. Drumuri. Să vedem ce spun românii. Foarte bine. Amândouă răspunsurile sunt pe panou. Dar a ta este mai bine clasată. Mergem mai departe. Mergeți mai departe. Da. Ca întotdeauna ne-a mers bine așa până jucați, acum. Da? Continuăm, jucăm. Absolut. Joacă. Ciprian, am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Ape. Poți să fii mai specific, te rog? Nu prea. Ape, apa trebuie. Ok, dacă va trebui în cazul ăsta, oceane. Oceane. Să vedem ce spun românii. Foarte bine. Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Munți. Munți. Just, munți. Da. Să vedem ce spun românii. Ce zic românii. Foarte bine, munți. Cătălin, salut. Am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Râuri. Râuri. Foarte bine. Mai aveți două răspunsuri de dat și un singur X, Codrin. Am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Informații. De ce nu? Mai specific, te rog. Informații. Legende. Informații, legende. Ce pe o hartă, da. Și mai precis? Nu, ești precisă. Ești precisă, așa e un răspuns. Să vedem ce spun românii. Nu. Nu e bine. Ciprian, am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Aș spune continente. Continente. Da. Cred că e primul pe lista. Continente. Să vedem ce spun românii. Și de-al doilea X, familia Istrate, veți avea din nou șansa să încercați să le furați întrebarea și punctele, care, apropo, fiind la runda numărul 4, punctele sunt duble. Da? Da. Georgiana, da. Am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Orașe. 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 Este mai simplu așa, nu? De ce nu? Orașe. Să vedem ce spun românii. Foarte bine! Răspunsul preferat, Georgiana, foarte bine! Bravo. Cătălin, ori la bal, ori la spital. Dacă îmi dai răspuns care e pe panou, câștigați runda asta. Bineînțeles. Dacă nu, uite, uite, patru bestii care de-abia așteaptă să pune punctele. Am întrebat 100 de români. Ce găsiți pe o hartă? Nordul.
coordonatele, nordul în special. Nu m-am gândit la variantul ăsta. Ce părere aveți? Că ceilalți 100 s-au gândit. Măcar unul. Să se fi gândit. Măcar unul. Măcar unul. Hai să vedem ce spun românii. Puncte cardinale, foarte bine! Și câștigă familia Moisei această rundă, foarte bine! Bravo! O rundă curată, cap-coadă, felicitări! Mulțumim! V-ați găsit un adversar pe măsură. Pe măsură. Perfect. Mai aveți două runde să recuperați și să câștigați. Sau nu? Sau nu. Ține de voi. Da. Și de ei. Da. Hai încoace, Alexa. Hai, Ciprian. Întrebarea cu numărul 5. Număr de răspunsuri. 7. Am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Te ascult. Învățătoare. Învățătoare. Să vedem ce spun românii. Nu-și doresc. Te ascult. Eu aș spune doctor. Doctor. Și ce doctor? Să vedem ce spun românii. Foarte bine. Foarte bine. Spune-mi, jucați sau pasați? Înainte. Înainte, înainte, joacă. Ce semn de-ai arătat? Ah, că nu vă sunt clar degetul și m-am crispat. Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Cântăreți, artist. Cântăreți. Ok. Copii. Foarte bine, foarte bine. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Nu pot să spun altceva în afară de inginer. Nu pot. Păi nu, că și eu când eram mic mă jucam tot timpul. Tu ce vrei să fii? Eu vreau să fiu medic. Tu ce vrei? Eu vreau să fiu ăsta, pilot de avion. Tu? Eu vreau să fiu inginer. Chiar a ajuns. Risc. Să vedem ce spun românii. Nu, nu inginer. Codrin, am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Avocat. Nevoie. Avem nevoie. Avocați. Nu? Da. Deci un copil de 5 ani, când se joacă cu varsa, de 4 jumate, la râu, în fundul gol, îi spune, eu vreau să mă joc cu tine acum de a... Avocatul. Și specializare. Onorată instanță. Codrin, să vedem ce spun românii. 2 de X. Familia Istrate, aveți șansa să le furați întrebarea și punctele, Ciprian. Da. Concentrează-te. Gata. Am râs, ne-am distrat și apoi am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? A spune pompier. Pam, pam. Pam, param, pam. Pam, pam. Pam, pam. Vedem acum. Pompier, foarte bine! Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Polițist. Polițist. Pam, 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 param. Măcar doi. Pam, 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 pam. Să vedem ce spun românii. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Foarte bine, răspunsul preferat. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Mai sunt trei răspunsuri de dat. Trei răspunsuri. Cătălin. Am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Pilot. Pilot. De? Avion. De avion. Ok, ok. Pilot de avion, foarte bine! Codrin, da. Am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Șofer, de curse. Sau cum îi spune, șofer? Nu e bine, e bine. E bine.
Să vedem ce spun românii. Ei bine, nu. Ei bine, nu. Familia Istrate, Adi. Nu știu. Mai rog din scurt. N-ai cum să... Nu știu. Mihai. Funcționar public. Nu știu ce fac băieții ăștia. Daniela. Bucătăreasă. Păi copiii vor să fie bucătăreasă. Nu te grăbi. Te rog eu frumos, nu te grăbi. Că până acum ați fost foarte bine. Am întrebat 100 de români. Ce meserie își doresc copiii? Astronaut. Astronaut. Altceva decât funcționar public. Fiecare care visează la ce își dorește. Depinde și unde ești funcționar public, nu mai știu, nu știu. Dar astronaut. Ce-ți dorești să vezi toată ziua în fața ochilor? Cozi. Astronaut. Să vedem ce spun românii. Astronaut și fură familia Istrate această întrebare și punctele. Foarte bine. Foarte bine. Ați jucat excelent. Ați jucat excelent. Bravo. Bravo. La final acolo, la sfârșit, s-a stricat ceva, dar ați jucat foarte bine. Cum ar fi să fie funcționar public? Hoților. Să fie hoț. Oți. Să fie hoț. Poate, dar s-ar putea să fie bucătar. La bucătar. Hai să vedem actor. Ce? Actor. Ce bucătar, funcționar public. Hoț. Bancher. Banchist. Tanchist. A, tanchist. Patron. A, dacă e soldat. Soldat. Să vedem răspunsul cu numărul 7. Patron. Șepte. Sau șef. Patron. Șef. Patron. Patron. Sirena. Direct. Valeria. Valeria. O să dau premiul ediției pentru cel mai apropiat răspuns, tanchist sau balerină. Felicitări! Runda a șasea, doamnelor și domnilor, se întâlnește Georgiana cu Daniela. Să vedem câte răspunsuri avem. Așa de final. Am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren? Training. Training. Să vedem ce spun românii. Nu? Jambiere. Jambiere. Să vedem ce spun românii. N-au cum altfel. Foarte bine. Foarte bine. Jucați sau pasați? Jucăm. Jucați. Că joacă. Hai. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren? Tricou. Tricou. Să vedem ce spun românii. Foarte bine. Codrin, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren? Adidas, ghete. Ghete. Să vedem ce spun românii. Foarte bine. Ciprian, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren? Aș spune shortul. Pantalonul scurt. Shortul. Shortul. La care tricou, sunt totul, să aibă ceva pe... Să nu, așa, nu se... Nu știu ce altceva. Foarte bine. Georgiana, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren? Banderola de capitan? Nu știu. Codrin e de acord, Cătălin și el. Să vedem ce spun românii. Cine capitan? Să vedem. Hâț. Puț. Cătălin, am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren? Apărători. Apărători. Apărători, foarte bine! Codrin, ai șansa să aduc ceva familie. Această dispută. Să câștigăm.
Am întrebat 100 de români. Ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren? Mănuși. Mănuși. Este. Să vedem ce spun românii. Cel de-al doilea X. Familia Istrate, aveți șansa să vă sfătuiți. Ciprian, tot jocul depinde de tine. Da. Tot jocul. Ești capitan, ți-ai asumat acest rol și avem acum momentul să-mi spui ce obiect vestimentar poartă un fotbalist pe teren. Chilotul. Lingerie. Decizia e grea. Doamne ajută, sper să nu mă puse colegii când din platou. Hai cu chiloții! Doamne, să vedem ce spun românii! Chiloți. Foarte bine! Și câștigă această rundă! Și jocul Familia Moisei! Felicitări! Foarte bine a jucat! Foarte bine a jucat! Foarte, foarte, foarte bine! Știi ce nu s-a spus? Da. Ce? Poșa. Ha? Apărătoarea scoica, cochilia. Cochilia, că pușa pe alții, știi? Da, amestea mai plasă. Adică, aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Familia Istrate! Dragilor, sunteți foarte frumoși. Sunteți extrem, extrem de deștepți și foarte veseli. Da. Da. De data asta însă n-ați reușit asta să bateți o familie redutabilă ce știe a dezbrăca un fotbalist din cap până în picioare. Piloția, toate bune. Toate bune și sper să vă revăd cât se poate de des. Da. În același timp, doamnelor și domnilor, avem aici familia care merge mai departe și are o șansă în plus să câștige premiul cel mare. Însă până atunci veți avea șansa să vă luptați pentru premiul ediției. Asta înseamnă că doi dintre voi vor intra în runda Fulger. Runda Fulger după o pauză scurtă, doamnelor și domnilor, cu Familia Moisei. Domnilor, cu o familie care este pusă pe câștigator, Familia Moisei, aplauze, iată-i toți patru zâmbitori și mulțumiți de viață. Aveți de făcut 200 de puncte pentru a câștiga premiul ediției 2500 de lei. Doi membri. Care sunt aceia? Eu, capitanul Ciprian și fiina mea Georgiana. Haideți încoace. Asta rămâne. Iau să fie prima. Primul? Iau să fie prima? Da, lăsăm doamne de înainte. Bun. Aveți de răspuns la 5 întrebări. Acele 5 întrebări. Te vor prelua colegii mei? Da. Te vor lega fedeleși? Da. Într-un beci întunecos. Dacă ceva de mâncare, stau bucuros. Nu. Doar apă, paie și bătaie. Apă, paie și bătaie. Mergi liniștit. Succes! Draga mea. Sunt 5 întrebări. Vei avea la dispoziție pentru a răspunde la întrebările astea 20 de secunde. Dacă la un moment dat nu știi un răspuns, îmi spui pas, merge mai departe. Și revin. Și la sfârșit, dacă mai avem timp, revin la întrebarea la care mi-ai zis pas. Ok. Cronometrul va începe în momentul în care eu voi termina de rostit prima întrebare. Ascult cu mințică. Când ești gata. Aici vei avea de completat fraza. Prima întrebare este, de fapt... completarea de frază. Exact. Am întrebat 100 de români. Bărbații poartă în partea de jos a corpului pantaloni, iar în partea de sus... tricou. Numiți un ocean. Antarctica. Cum se poate prepara un ou? Prăjit. Ce nu poate fi cumpărat? Fericire. Numiți un tip de bijuterie. Inel. Bun. Gata? Gata. Mulțumită? Cred că trebuia să zic Oceanul Indian, dar... hai să vedem cât de bine ai răspuns. Ok? Bărbații poartă în partea de sus a corpului pantaloni,
partea de jos? Nu. În partea de jos a corpului pantaloni. Ar fi urât să poartă în partea de sus pantaloni. Iar în partea de sus, tu ai zis? Tricou. Cât ți-ar fi spus, Catina? Hai să vedem. 20. 29. Foarte bine. Numiți un ocean. Și tu mi-ai spus? Cât ți-ar fi spus ca tine? Oare? Niciunul. Oare cât ea? Niciunul. Cum se poate prepara un ou? Tu ai spus? Prăjit. Bun. Hai să vedem cât ți-a spus ca tine. Fâlfâie. 16. Ok. Ce nu poate fi cumpărat? Tu mi-ai spus? Fericirea. Ai zis foarte frumos. Dar nu știu dacă românii sunt la fel de frumoși. Haideți să vedem cât ți-au spus ca tine. Voi trei și cu mine patru? Hai că suntem câțiva. Da. Numiți un tip de bijuterie. Tu ai spus? Inel. Mare cât inima meu. Da. Hai să vedem cât ți-au mai spus inel. 37. 84 de puncte în total. Hai că nu rău. Nu te voi uita. E loc de mai rău, crede-mă. Da. Totdeauna e loc de mai rău. Dezamăgită cu doi, dar asta e. Asta este. Merge alături de familie. Mersi frumos. Ciprian, doamnelor și domnilor, în runda a doua. Din zona de fulgere a emisiunii. Hai mai în față un pic. Ciprian, vei avea la dispoziție 25 de secunde pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Dacă la un moment dat îmi dai un răspuns pe care l-am primit deja, se va auzi acest sunet. Iar eu îți voi spune altceva. Tu îmi vei da alt răspuns la aceeași întrebare. Okay. Dacă nu știi un răspuns, îmi spui pas, eu merg mai departe și apoi revin la final, dacă mai e timp, cu aceeași întrebare. Ok, mi-e clar. Cronometrul pornește din momentul în care eu termin de rostit prima întrebare. Ok. Ești gata? Să începem. Trebuie să-mi completezi. Ok? Prima întrebare este de completat. Okay. Ca și răspuns. Am întrebat 100 de români. Bărbații poartă în partea de jos a corpului pantaloni, iar în partea de sus? Cam așa. Numiți un ocean. Atlantic. Cum se poate prepara un ou? Fierbându-l. Ce nu poate fi cumpărat? Viața. Sănătate. Numiți un tip de bijuterie. Lănțișor. Bun, foarte bine. Foarte bine, ca timp, foarte bine. Mulțumit de răspunsuri? La trei sferturi, da. La trei sferturi. Să vedem cum au gândit ceilalți distinși și 100 de oameni. Vedem? Vedem. Hai să vedem. Hai mai încoace, hai mai încoace. Așa, uite, așa stăm frumos aici. Am întrebat 100 de români. Bărbații poartă în partea de jos a corpului pantaloni, iar în partea de sus, tu mi-ai zis? Cămașă. Cămașă. Hai să vedem cât ți-au spus ca tine. 34. Răspuns preferat de români. Da. Foarte bine. Numiți un ocean. Mi-ai spus? Atlantic. Atlantic. Mulțumit? Da. Hai să vedem acum cât de mulțumit. Cu un oceanul Pacific, un Atlantic, pardon. Mulțumesc. Răspunsul preferat a fost Pacific. A. Cum se poate prepara un ou? Tu mi-ai spus? Fierbându-l. Fierbându-l pe simpatic. Câți ori fi spus la fel ca și tine? Sper că cei mai mulți. Hai să vedem. Foarte bine! Și ați câștigat premiul ediției, Ciprian! Haideți, haideți în pace, haideți în pace! Da, dar am făcut deja 200 de puncte. Ați făcut 200 de puncte. Eram doar curios. Ce pace în lume! Felicitări! Bravo! Ați câștigat și premiul ediției! 2500 de lei! Mergeți mai departe în ediția următoare! Frate, hai! Haide! Două familii foarte frumoase. Ne pare rău să ne despărțim de familia Istrate, dar iată că am descoperit o familie cel puțin la fel de frumoasă, familia Moisei. Doamnelor și domnilor, ne revedem cu siguranță în ediția viitoare, să vedem ce face familia Moisei. Toate bune, seară bună, întrebați-vă tot timpul ce ai spus românii!